că vezi Băsescu ți-a spus nu știu ce. A fost jenant. Dar sper acum să convin pe toți cei care vor vedea acest filmuleț, pentru că hai să punem cărțile pe față, domnul ministru. Domnul ministru, noi ne-am întâlnit de câteva ori. Vă amintiți, nu? Dacă nu vă amintiți, vă amintesc eu acum, ca să țineți minte ce vă spun acum. Poate vă amintiți în condițiile astea. Am martori pe foarte mulți, inclusiv inspectori generali din 98, când ministerul era condus de dumneavoastră. Domnule ministru, în 97, în decembrie, când l-ați înlocuit pe Petrescu, eu eram singurul inspector general adjunct din țară, căruia Petrescu nu-i putea semna hârtia, deși participase la un simulacru de concurs, o prostie, o mizerie, așa, am să vorbesc de ce vreodată. Deci participase, luasem concursul respectiv, dar fiindcă nu aveam susținere politică, fiindcă ajunsesem în trupa celor 7 care ne-am prezentat la concurs, fără să am susținerea politică de la Bacău. Și cum aveam și nota cea mai mare, era ministerul pus în, Petrescu pus într-o situație foarte delicată. Și atunci Petrescu m-a chemat, hai să vă spun foarte cinstit, m-a chemat într-o duminică la minister și a spus: domnul Ursu, ați fost, sunteți cel mai bun, ați fost cel mai bun. Dar eu nu vă pot numi inspector general, general plin la început și până la adjunct, că nici pe ăla de prim nu m-a putut, nu, a fost bătălie puternică tare. Și ala adjunct acum, din nou sunteți primul pe locul întâi, dar nu vă pot până când nu lămuriți problema cu domnul Corniță, deputatul de Bacău, șeful filialei PNCCD din Bacău, pentru că dânsul nu vrea să vă pună la inspectorat. El refuză asta. Deci dacă vă împăcați cu el, aveți o șansă. Dacă nu, eu nu pot semna. Când mi-a spus, nu îl vreau pe Ursul. Și n-am ce să fac. Deci v-am spus-o direct. Într-o duminică mă chemase la minister și am stat de vorbă cu Petrescu. Acum, la trecere, că asta a fost foarte interesant. La trecere, i s-a băgat o hârtie cu decizia mea și Marga, din fuga cea mare, a semnat-o. A semnat-o și, hop, Marga s-a trezit cu mine, inspector general adjunct la Bacău. N-a ca problemă. Pe 19 decembrie mi-a semnat. Nu niciodată. N-a problemă acum, Marga. Să vezi tu cum o rezolvi. Grea problemă. Când o afla Corniță și cu asta, s-a dus, domnule, ce faci, domnule, ne-ai dat peste cap, cum ai semnat hârtia, dar trebuia să ne interese. Dar nu știu, s-a brodit, s-a sucit, s-a învârtit, ai, gata, nu, trebuie să-l dăm deoparte. Are el hârtia, dar scăpăm de el, vedem cum face. Și acum, dragilor, no, de ce vă spun asta, nu ca o frustrare, hai să vă spun, ca să vedeți lupta profesorului Ursu din culise, în perioada aceasta când mi-am dat seama că învățământul se prăbușește de la o zi la alta și că ceva trebuie făcut. De pe simpla mea poziție de profesor, asiguram șanse egale, să spunem, grupului de copii acelui grup pe care îl aveam în față. Dar totdeauna m-am gândit la cei care nu sunt în fața mea. Și când am constatat câtă bătaie de joc este cu ceilalți copii, am spus, nu pot sta de pe margine. N-am voie. Cu ce arme să lupți? Nu aveam arme, dar am zis, băi, cu bunăvoință. Și cu speranță și cu dragoste pentru a face ceva. Chit că, mă rog, loviturile vor fi foarte puternice, dar trebuie să fac ceva. Ei bine, așa se face că am hotărât să-l ajung la inspectorat. Pentru că am zis eu că de pe poziția aceea de inspector general, sau chiar și general adjunct, voi putea face câte ceva și voi putea lua niște măsuri așa încât să pot ajuta învățământul băcăuan. Ajungerea mea a strânit o revoltă de proporții. De proporții în tot grupul de profesori din Bacău, adică tot ce era învățământul băcăuan a fost pus în alertă de gradul 0. Vine nebunul cel de Ursul de la Moinești, că lucrasem 24 de ani la Moinești, cu niște rezultate care, mă rog, au rămas așa în amintirea celor cu care am stat eu de vorbă și că celor cu care am intrat în legătură. E vorba de 17 premii naționale de la Liceul de Petrol din Moinești. Așa ceva nu s-a auzit vreodată. Ministerul nu putea să realizeze o chestie de asta. Deci,
cu toți colegii mei, au zis, băi, trebuie să scăpăm de asta. Și au intrat foarte tare pe corniță, corniță spus, că îl dau afară, că cum să nu-l dau afară? Îl dau. Reușesc eu, nu se poate. Și atunci, acest mare deputat corniță, în presiune care face asupra lui Marga, face ca Marga să mă cheme, foarte ciudat, foarte, foarte ticăloasă manevra. Inspectoarea generală și cu celălalt general, pe care Corniță îl agrea foarte tare, pic într-un păcat. Că oamenii sunt și ei. Își dau câte un apartament acolo, fiecare, în sfârșit, îl iau la un preț de nimic, în sfârșit. Oare pe general astfel la mână, adică domnul Marga gata de șantaj. Și ce face Marga? Marga o cheamă pe Floreasca și spune, vezi, te lepezi de ursul, faci tot ce poți tu ca să scapi de el, dacă da, rămâi în continuare inspectora, dacă nu, eu te cheam eu la mână. Presa a început să răcu, era vorba de o diplomă falsă pe care o dăduseră lui Saichelaru, primarul de Bacău, era o chestie faină de tot, cu diplomă de bacalaureat cu care Saichelaru eu se duseseră la nu știu ce facultate. Deci, ce facem? Și-o zic, mă lepă de ursul, gata. Spuneți ce să fac, am terminat cu el. Păi, gata, se aranjează. Și pe 3 februarie, dragilor, 1998, pe 1-2 mă cheamă generala și spune, măi, trebuie să te duci la, uite că e o întâlnire cu toți inspectorii generali din țară, să discute niște chestii interesante la Cluj, acolo, nu știu ce lucruri să fac, dar te duci tu în locul meu, că uite că e așa. Deci îi spune, dacă generali sunt din țară, generali plini, eu ce să caut azi, nu mă zic, mă simt așa nasol. Lasă-mă că tu ești băiat deștept, te descurci. Mi s-a venit suspect. Acolo când am ajuns, dintre toți generalii, așa, doar doi ajunți erau din țară. Probabil că mai este să undeva un ajunț ca să nu poartă singurul. Dragilor, când am ajuns în așa, la prima întâlnire cu Marga, vine marele ministru Marga și de înălțimea sa, în plină ședință cu toți inspectorii generali din țară și spune, da, învățământul trebuie așezat, o linie corectă, sunt probleme, suntem la început, să vezi că e sucit, că e învârtit, era în 98 asta. Reforma trebuie să pornească, nu așa cum a fost făcută de Petrescu, Petrescu nu se pricepea, eu mă pricep, îți deștept. Hai, domnul Marga, să vedem. Da, sunt probleme, iată, la Suceava și la Bacău, la Suceava, nu știu ce spune acolo, nu am reținut. La Bacău, profesorul, inspectorul general Ursu, inspectorul general adjunct Ursu, o fura calculatoarele. De la școala de unde provine el, o fura calculatoarele. Când am auzit că am furat calculatoarele, pur și simplu m-am blocat. Dragilor, eu, în 96, înființasem o școală de informatică la Moinești, la liceu unde eram eu, pentru că din 92 începând, am dat drumul la profilul informatică și cu doar două calculatoare 92, 286 cum erau atunci, aveam cea mai bună dotare din Moldova, trebuie să spun, am mai reușit să mă aduc pe la prietenii mei, pe director de schele, două, trei calculatoare așa, și cu un 7 calculatoare, parcă mi-am amintesc, am pornit clasa de informatică de la liceul de petrol de acolo. Eu făceam orele de informatică, era și fiica mea și cu ginerele meu, care ar vrea să devină ginerele meu, Dumitrașcu, cei doi care sunt la Microsoft, acum sunt de 11 ani, fac acum în ianuarie, sunt programatori acolo, la Microsoft, deci sunt ei duși. În clasa aceea, deci, m-am asumat răspunderea să pornesc profilul informatic. Și așa, în 96, calculatoarele cele erau praf făcute. M-am dus la director, zic, domnule, caută și mă atac, eu m-am terminat. Acum pe vertical aveam de la a 9-a până la 12-a clasă. A 9-a, 10-a, 11-a, 12-a. Cele patru clase, frecaseră calculatoarele cele, vă dați seama, na, uzură morală și fizică, cât cuprinde. Și fizică, dar morală mai ales, că na, 286, acum a apărut 486, ultima generație, era formidabilitate. Directorul meu era atât de cătrănit că eu reușesc chestia asta, încât nu știa ce să facă, să mă împiedic și să desfințez de școala. Când au auzit că
Mihai Gheorghe, bietul de el, e la pensie acum. Când au auzit că eu am șanse mari, deci am șanse mari să... Uite că nu mai sună telefon. Ce ai făcut tu telefon? Hai, Doamne Iisuse. Acum să încerc să închid asta.